în care practic te puteai juca cu coduri. Salutare și bine am găsit la un nou videoclip despre update-urile din CSGO. A fost o seară destul de ciudată, cum ar spune anumiți poeți sau autori, să spun. A fost o noapte furtunoasă în lumea CSGO-ului, să spun așa. S-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri și nu știu de unde să încep, sper să-mi găsesc așa puțin cuvintele. În primul rând, poate mulți dintre voi ați intrat din cauza titlului, pentru că poate nu m-ați fost la curent sau nu știați chestia asta. Mulți dintre voi a scris chestia asta pe chat pe live-ul trecut. A fost un mare exploit la CSGO în care practic te puteai juca cu coduri, puteai fi invizibil și anume puteai, ca activând, dezactivând lobby-ul, ceva de genul, puteai intra cu săvâciți. Unul, asta înseamnă că îți puteai activa godul, erau, și practic să nu mori, era o chestie super ciudată, au rezolvat chestia asta, a fost un exploit foarte mare. Dar cumva, nu asta este tot cea mai bună parte. E, ideea e că ei au făcut chestia asta, după ce au făcut chestia asta, au lansat un mare, un mare bug, să spun așa, după ce l-au rezolvat pe precedentul, și anume se schimbase movement accuracy, crouching accuracy, adică momentul în care te puneai în crouch sau te așezai în fund pe, mai pe românește. Acuratețea era super dubioasă, gloanțele se duceau ciudat, movement era super ciudat, au reparat și chestia asta și pe lângă toate aceste lucruri, care în pana mea au fost așa puțin game breaking, au lansat super mega mare update la Danger Zone. Adică abia aștept să mă joc diseară pe live Danger Zone, vă garantez, este super mișto noul mod. O să vă spun acum toate feature-urile, mi se pare absolut genial tot ce au lansat în Danger Mode și mi se pare că poate nu este cel mai, pe partea asta de Battle Royale, nu este cel mai tare sau poate nu o să fie niciodată cel mai tare, pentru că se apare foarte multe jocuri de astea strict Battle Royale, dar o să vedeți că sunt foarte multe lucruri interesante noi. Haideți să vă arăt câteva dintre ele. În primul rând s-a lansat o nouă hartă la Danger Zone, ceea ce mi se pare foarte tare, abia aștept să o testez. În al doilea rând avem foarte multe lucruri. Acum, în momentul în care începi în joc, după cum puteți observa, aveți aici niște starting perks, adică puteți să vă alegeți unul dintre itemele astea care să începeți, și anume taser, health shot, chestia care vă dă viață, parașută sau exo-jump, care exo-jump e o chestie, din câte știu, un fel de mină pe care o pui, iar dacă tu sau adversarul calcă pe ea, vă ridicați cumva în aer, nu știu ce se întâmplă dacă ai sau nu ai parașută, sau dacă nu ai parașută să-ți iei damage, să fie un pic de troll chestia asta. De asemenea, din câte văd aici, dacă echipa ta supraviețuiește, da, tu poți să-ți dai revive, un fel de, mă rog, îi numesc respawn, pentru că practic asta este termenul respawn, toată lumea a pornit la termenul ăsta de respawn. Acum, cu fiecare hexagon de la pe care îl cucerești, primești bonus de bani, care, repet, din nou, mi se pare foarte bine, pentru că înainte, știți bine, a fost mare problemă cu banii, cu, cu muniția. Asta era principala problemă din tot dangerul ăsta, pentru că nu prea aveai arme, nu prea aveai gloanțe, era destul de dificil tot ce se întâmpla. Au făcut și chestia asta, acum o să cauți mai puțin, o să vânezi mai mult, după cum spune aici, shaking up the game, o să aibă armele mult mai multe, nu mai multe gloanțe, mai multă muniție. Și acum pe tabletă o să-ți arate cutia cu arma cea mai apropiată de tine, care de pe, din nou, mi se pare foarte tare. Te-ai dus, ți-ai deschis tableta, ai văzut cea mai apropiată armă, te duci, ori o dai cu unul pentru armă, ori știi că ai armă. Nu stai să te chinui să ajungi late game în 5 oameni să fie și să tu fii acolo cu un cuțit și să dai cu el în copac ca la Fortnite. Nu merge așa. De asemenea, au băgat chestia asta super marfă cu pinpoint-ul ăsta, în care o să arăți cam de unde îți vine adversarul, este așa arată la CSGO, se pune cu mouse 3 din ce am înțeles, poți să fii, poți să scoți chestia asta, adică să nu vezi pinurile astea pe care le pune cu echipierul tău, dar de asemenea ar fi interesant să le vezi, te ajută foarte, foarte mult, altă chestie super mișto. Pe lângă chestia asta avem super multe iteme, avem acum drona pe care o poți controla și după cum puteți observa și în această poză, sper că se vede bine aici, puteți lua informații despre unde sunt adversarii, dacă observați aici se vede din dronă, când comandați de exemplu ceva o să puteți vedea, o să puteți primi informații din adversar, probabil se va face un fel de update la dronă, o chestie de genul, acolo găsiți niște chestii pe hartă, probabil. Asta cu exploration bonusul v-am spus. Din nou, bomb wave bonus, asta din câte am zis este o chestie pe care ei o bagă, e un coming soon. Dar o să fie chestia asta cu bomb mines, v-am spus, este o chestie pe care o pui și efectiv sare așa, te aruncă în aer puțin.
Dar, vedeți, după cum spui și in back sure you have a parachute, adică dacă nu ai parașut, e posibil să te demezi sau să mori. Nu știu singur, încă n-am testat chestia asta, dar pare super interesantă și super fun, mai ales să te joci. Exo-jump boots, chestiile astea care vă vor ajuta de fapt să săriți peste tot felul de ziduri, peste ridge-uri, peste tot felul de chestii. Mi se pare foarte tare video, se arată foarte mișto poza asta, sunt super curios cum o să fie. Și din nou scutul de la 1.6, care, vă rog, acum se numește Ballistic Shield, nu mai e, nu știu cum se numește exact la CS 1.6, pentru că nu prea mă uitam în meniu, cumpăram așa cu ochii închiși, dar e super tare scutul ăsta, nu știu care o să fie combo, adică la 1.6 știu că nu puteți să-ți iei armă, aveai doar pistol și scut, poate aici poți să ai și armă și scut, o să fie super ciudat, o să vedem. Chestia asta din nou este coming soon, dar cred că o să apară super super curând, pentru că deja au lansat, au băgat deja câteva fișiere care arată clar chestia asta pe lângă update-ul din acest site. Dacă vreți să vedeți toate informațiile astea pe care vi le-am prezentat eu aici, toate chestiile astea noi băgate la Danger Zone, puteți să intrați pe counter-strike.net/shiroko, cum e mașina să i r o k k o, și puteți să vedeți aici toate informațiile. Repet, s-au fixat foarte multe lucruri, cum ar fi speed movement-ul, crouch accuracy-ul, la crouch picking accuracy, s-a fixat tot bug-ul ăla cu exploit-ul de crouch și momentan mai așteaptă feedback băieții. Dacă aveți tot felul de bug-uri, puteți să le trimiteți un e-mail la Valve pentru a rezolva toate problemele. Cam atât despre mega update care abia a apărut, mi se pare foarte tare, abia să-l certiți seara, cred că sunt și cu numai Danger Zone sau cel puțin o oră așa de Danger să cercetăm, să vedem, să explorăm toate chestiile astea noi. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest videoclip, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, să vă dați subscribe dacă vă place genul ăsta de conținut, nu uitați că vă țin mereu la curent cu tot ce se întâmplă în CSGO. Vă mulțumesc foarte mult și v-am pupat. Ceau, ceau, ceau.